În ziua praznicului schimbării la fața Mântuitorului și mănăstirea Cernica din județul Ilfov și-a sărbătorit hramul istoric. Acest hram a fost reacordat anul acesta prin decizie patriarhală, deoarece după canonizarea Sfântului Ierarh Halinic din anul 1955, hramul schimbării la fața a trecut în plan secund și nu a mai fost prăznuit. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preasfinția sa a explicat de ce la momentul schimbării la față a Mântuitorului au fost prezenți Moise și Ilie. Prezența pe muntele Tabor, de o parte și de alta a Mântuitorului, a legiuitorului Moise și a profetului Ilie, ne arată că Mântuitorul Hristos a venit ca să împlinească legea și prorocii. N-am venit să stric, le spunea Mântuitorul ucenicilor, am venit ca să o împlinesc. Așadar, prezența lui Moise și a lui Ilie ne arată că ei de demult au vrut să-L vadă pe Dumnezeu și n-au putut. Nu poate cineva să privească pe Dumnezeu și să fie viu sau într-o altă traducere și să trăiască. Dar atunci când Dumnezeu s-a făcut om și a luat trup, ei au putut să vadă pe Dumnezeu după cum au dorit de demult pe muntele Sinai sau pe muntele Horeb. Ei vorbeau cu Mântuitorul despre tainele negrăite și anume despre ceea ce avea să se întâmple în Ierusalim peste puțină vreme, despre pătimirile lui, despre împlinirea legii, pentru că el era cel prezis de demult de proroci, pe care oamenii aleși ai vechiului legământ l-au propovăduit, iar la plinirea vremii el avea să vină în lume și să dărâme zidul pe care păcatul le-a zidit între Dumnezeu și oameni. Preasfinția sa a mai vorbit și despre semnificația luminii taborice. Mai învățăm apoi, iubiți credincioși, din sărbătoarea de astăzi, cât de importantă este lumina. Lumina pe care Dumnezeu a așezat-o pe cer în a patra zi a creației, dar și lumina necreată. Lumina pe care Dumnezeu a dat-o lumii să fie lumină, încă de la început, înainte de a crea sau de a face luminătorii mari și mici. Iar această lumină este cea pe care a propovăduit-o Mântuitorul zicând: Eu sunt lumina lumii. Cel ce va umbla după mine nu va rămâne într-un tuneric, ci va avea lumina vieții. Această lumină este chemarea sau ceea ce trebuie noi să împlinim în lupta cu întunericul. Și foarte mult întuneric prezent pretutindeni în noi și în lume va trebui biruit doar cu ajutorul celui care este lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care a venit în lume. Sărbătoarea schimbării la față ne aduce aminte de faptul că fiecare dintre noi trebuie să-și schimbe felul de a fi. Și dacă am iubit mai mult întunericul, va trebui să privim către lumină, către lumina lumii, care a spus că fără mine nu puteți face nimic. Hramul schimbării la față a fost stabilit de Sfântul Calinic de la Cernica în anul 1842. Nu întâmplător, hramul a fost statornicit de Sfântul Ierarh Calinic a fi schimbarea la față, pentru că acest mare praznic al bisericii are o strânsă legătură cu paisianismul și cu isihasmul ortodox, curente care au revigorat viața călugărească și nu numai, și au adus în prim plan teologia învățăturii faptului că omul se poate apropia de Dumnezeu și omului se poate descoperi Dumnezeu nu după ființă, ci după har.
Mănăstirea Cernica îi mai are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica și Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani.